Duminică seara, la intrarea în România dinspre Bulgaria, toate punctele de trecere a frontierei erau supraaglomerate. La una dintre intrările în țară, din județul Constanța, a avut loc un incident cel puțin traumatizant pentru ochii celorlalte persoane aflate de față. În jurul orei 18:30, un bărbat aflat la volanul unui autoturism de culoare neagră a ieșit din rând și a vrut să se bage în fața lungului șir de mașini care așteptau de ore bune să intre în țară. Un bărbat dintr-o altă mașină a vrut să-l reclame polițiștilor de frontieră, însă nici nu a ajuns la aceștia. Furios, primul șofer care a vrut să treacă în față l-a oprit lovindu-l crunt. Imaginile surprinse de un conducător auto dovedesc până unde pot duce nesimțirea și tupeul unor semeni de-ai noștri. Întreg incidentul s-a produs pe teritoriul statului vecin, însă polițiștii constanțeni s-au autosesizat și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de loviri sau alte violențe și ultraj contra bunelor moravuri.